Robert, felicitări! Astăzi a fost o victorie mai mult decât concludentă, un joc la discreția voastră din primul și până în ultimul minut. Da, bună ziua, mulțumim pentru felicitări. Pe lângă scorul care este destul de concludent 6-0, jocul este cel care m-a mulțumit foarte mult. Băieții au încercat și au reușit să pună în aplicare în teren ceea ce am antrenat săptămâna asta și în ultima perioadă. Mă bucur că a venit succesul ăsta după înfrângerea de data trecută. Am vorbit cu băieții și la vestiar, încercăm să luăm acest meci ca fiind de referință pentru acest campionat, să fie prima etapă din acest campionat și sper să fim doar în creștere în continuare. Pentru că tu vorbești de etapă, iată, vine un meci ceva mai greu la Slatina. La Târgu Jiu. Da, deplasările, cu siguranță, pe parcursul întregului campionat, deplasările o să fie dificile, pentru că suntem la nivelul la care nu știm foarte multe despre adversari, nu știm foarte mult despre condițiile de joc, însă datoria noastră este să ne antrenăm și a copiilor să-și dorească mereu mai mult și pentru asta trebuie să obțină rezultate bune, trebuie să antreneze foarte, foarte bine. Și la final, obiectiv? Obiectiv cât mai sus. Obiectiv cât mai sus, în primul rând play-off-ul sperăm și în al doilea rând, dacă prindem play-off-ul, un loc cât mai bun pentru începerea campionatului care urmează după etapa regulară. Aveți modele frumoase înainte? Avem modele frumoase înainte. Băieții, mare parte din grup, au interacționat într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, cu grupa de anul trecut, campionă la U17. Sper să le fie de bun augur lucrul acesta și sper ca rezultatele de anul trecut și prezența lor în vestiarul campionilor de anul trecut să-i motiveze și să-și dorească să realizeze o performanță cât mai bună în acest an. Multă baftă! Mulțumim și noi!